Procurorii din Cot au pus sechestru pe rafineria Petromidia pentru un prejudiciu de peste 3 miliarde de lei, într-un nou dosar care vizează privatizarea companiei. Au început cercetările în dosarul Rompetrol 2, privind modul în care a fost făcută privatizarea companiei. Procurorii au pus sechestru pe mijloacele fixe de la Petromidia, acțiuni, dar și conturi bancare ale unor persoane fizice, în vederea recuperării prejudiciului de aproximativ 3 miliarde de lei. Acest dosar este disjuns din dosarul Rompetrol, în care au fost judecați și omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul ministru Sorin Pantiș și Sorin Roșca Stănescu. Senatorul Sorin Roșca Stănescu a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare și a fost eliberat condiționat după ce a executat aproape 9 luni din pedeapsă. Fostul ministru Sorin Pantiș a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare, tot cu executare. În urma decesului lui Dinu Patriciu, instanța a hotărât încetarea procesului penal. Dosarul Rompetrol a ajuns la un număr impresionant de 3100 de volume, cu un prejudiciu care ar putea ajunge la câteva sute de milioane de dolari.